Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Scorpion, astăzi vom face un mesaj de la Univers. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Luați mesajul așa cum vine și folosiți-l înțelept. Vă mulțumesc! Și să vedem un mesaj pentru Scorpion. Urgent. Ce vă transmite în acest moment, atunci când vedeți acest clip, Universul, strategie, invidie, wow, aveți persoane pe care le țineți aproape și care vă transmit gânduri negative, wow. Ușa către sănătate. Dragilor, aici aveți persoane care uneltesc ceva contra voastră. Universul vă transmite, vrea ca voi să știți acest lucru. Vă pune în gardă, vă pune în temă. Uitați-vă în jurul vostru și vedeți cine vă sapă. Aici aveți o persoană, poate chiar mai multe. Aceasta este o carte de o vibrație joasă, foarte joasă, împreună cu această strategie acționează pe toate planurile în viața voastră. Această persoană dorește să vă facă rău, dar nu va reuși, pentru că voi aici plecați într-o aventură a vieții voastre și Universul vă transmite că aveți toate căile deschise să faceți, să începeți această călătorie către sufletul vostru. Vi se iluminează mintea, vi se deschide sufletul, lăsați bagajele din trecut în urmă, aceste persoane răuvoitoare și mergeți către echilibru, dragilor, către o trezire pură, o trezire adevărată la realitatea voastră. Aici aveți chakra numărul 7. Aceste persoane încearcă să vă închidă conexiunea cu celelalte persoane, cu lumea din jur, dar nu vor reuși. Voi aici vă conectați la conștiința colectivă. Universul vă transmite că este necesar acest lucru, să stați cu voi, cu sufletul vostru, cu bagajele din sufletul vostru. Amintiri frumoase, iar cele care nu vă fac bine, persoane răuvoitoare, să le lăsați în trecut. Aici sunteți ghidați corect, aveți un felinar. Puteți trece acest pod luminați, fiind ghidați corect de conștiința colectivă, de univers, de persoane benefice. Aici veți întâlni și persoane care vă vor ajuta, lăsând în urmă aceste persoane care probabil le știți, pe care le știți, persoane care fac strategii, fac lucruri pe la spatele vostru și iau decizii fără să vă anunțe. Aici aveți un diamant în mână, plecați mai departe cu propriul vostru suflet și toată viața vi se echilibrează. Aici aveți această șansă să lăsați aceste persoane cu răutățile lor. Nu mai primiți pe nimeni în spațiul vostru energetic, lăsați pe alții în pace și voi mergeți spre visul vostru, spre destinul vostru, pentru că toată viața vi se echilibrează în acest moment. Acum puteți să vă luați un nou început, aici aveți o lună nouă și un domn care ține în mână o monedă, un suflet pereche venit de niciunde în viața voastră ca să vă ajute să intrați pe această ușă a valorilor, a sănătății și a fericirii personale. Aveți ocazia să vă vindecați, dragilor. Aici este vindecătorul veacurilor și un domn care se gândește mult la același suflet cu care această domnișoară pleacă mai departe spre propriul ei destin, spre viața ei, spre fericirea ei. S-a gândit mult și a luat decizia să plece mai departe
într-o nouă aventură. Aici ați avut răbdare cu aceste persoane răutăcioase, multă răbdare. E momentul să vă rupeți, dragilor. E momentul să vă îndreptați către sănătate, către vindecare. Acum este momentul. Sunteți conectați, universul vă ajută, vă echilibrează toată viața. Aceste persoane nu vor mai avea putere atâta timp cât voi decideți să plecați din această situație. Puterea este la voi. Dacă voi nu permiteți, nimeni nu vă poate face nimic, dragilor. Voi stați pe bucurie, pe echilibru, pe înțelepciune. Aici această domnișoară înger are o poțiune magică în mână, este echilibrată, face un echilibru între mai multe poțiuni până ajunge la ce-i trebuie ei, la această iluminare, ca să poată să meargă mai departe. Și viața se schimbă radical în momentul în care decideți să vă rupeți, întâlniți persoane benefice, dragilor, care vă ajută să deschideți această poartă mirifică, abundentă, cu armonie, cu pace, cu fericire, cu porumbei, cu curcubeu. Aveți aici nuferi înfloriți, abundență de plină, sănătate, fericire, bucurie. Sunteți bucurie în această carte. Aici este o bucurie a sufletului. Acest suflet care acum se simte liber. Nu se mai simte constrâns, pentru că așa decideți. Universul vă transmite că este momentul să decideți să vă luați puterea înapoi, să vă luați viața înapoi, să vă luați clipele, amintirile frumoase cu voi și să mergeți spre această persoană benefică. Această persoană care ține în mână o monedă și pe care trebuie să o aflați, trebuie să o găsiți, să o identificați. Nu face parte din această strategie, din aceste persoane care vă trag în jos, care vă închid. Face parte din tribul vostru de suport, care vă ajută să vă vindecați, să urcați, să evoluați și să intrați pe această poartă a sănătății și a fericirii personale. Persoană benefică, suflet pereche, este în jurul vostru, universul vă transmite, vă echilibrează toată viața această persoană, vine cu înțelepciune, cu conectare la întreg universul și cu o călătorie a sufletului, va aduce abundență. Haideți să vedem și de aici o carte, chiar două, și să vedem mesaj urgent de la univers pentru Scorpion. Ce ar mai putea să vă transmită? Aici aveți două feluri de oameni. Oameni care vă transmit gânduri, idei, fac strategii negative împotriva voastră și persoană benefică divină, venită divin, în mod divin în viața voastră pe care o veți întâlni cât de curând, acum. În această perioadă, acest mesaj este urgent, este pentru această perioadă. Fiți atenți în jurul vostru, dragilor, aveți deschisă în cale o mare oportunitate. Acest drum pe care trebuie să-l faceți, la capătul lui vă întâlniți cu această persoană care ține în mână o monedă. Este o persoană abundentă, iubitoare, aici aveți nuntă. Și încă nu vă cunoașteți cu această persoană, încă nu vă atingeți, încă nu discutați, nu este suficientă atingere, nu este suficientă relaționare, dar va fi. Probabil că nu cunoașteți încă această persoană. Aici vă spune să stați optimist, să fiți optimist în privința vieții dumneavoastră amoroase, în privința iubirii. Fiți optimiști pentru că vine o persoană nouă în viața voastră cu care puteți ajunge la uniune, cu care puteți ajunge la căsătorie. Este un mesaj frumos venit pentru Scorpioni. Deschideți-vă, dragilor, sufletul și
mergeți pe această cale, cunoașteți această persoană, deschideți-vă în fața ei și primiți iubire. Haideți să vedem și de aici o carte. Persoanele mai puțin benefice rămân în urmă, dragilor. Aici nu vă mai vă întoarceți cu spatele și plecați în această călătorie frumoasă. Pentru voi, este pentru sufletul vostru, este pentru propria persoană această călătorie pe care o faceți și la capătul ei vă veți întâlni cu acel suflet pereche și este plină de înțelepciune această călătorie, este ghidată divin de întreg universul cu această chakra numărul 7, chakra coroană. Haideți să vedem și de aici o carte care a și sărit și vă spune empatie benefică. Urmărește să simți și să înțelegi emoțiile altora pentru a servi iubirea. Înțelegeți că și aceste persoane care nu vă vor binele au situația lor, au un motiv pentru care o fac, dar nu este treaba voastră. Treaba voastră este să vă vedeți de propria călătorie, de propriul drum care vă duce la acest suflet pereche, la această sănătate și fericire personală pentru propria voastră viață. Fiți empatici, fiți deschiși, nu respingeți aceste persoane, urcați-vă voi vibrația pentru că aceste persoane vor pleca singure, dragilor. Includeți pe toată lumea, dar stați cu voi și mergeți pe drumul vostru. La capătul drumului întâlniți acest suflet pereche. O etalare foarte frumoasă pentru Scorpion, un mesaj venit de la Univers. Fiți empatici, fiți deschiși, fiți binevoitori. Vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!